ce aveți de gând să faceți cu dobânzile românilor? Am auzit că susțineți pe un panel de-a dumneavoastră că le veți tăia. Sigur că da. Pentru creditele imobiliare, ca toți cei care au deja credite imobiliare sau vor să își facă o casă, să aibă șanse egale. La creditele imobiliare, similar cu prima casă, subvenționarea de către stat a dobânzilor, făcute prin refinanțare, suportată de stat. Și am preferat ca această refinanțare să fie făcută prin bănci românești, fie de stat, fie cu capital românesc, pentru a crește ponderea băncilor românești și a capitalului românesc, refinanțare și subvenționare suportată de stat. Cum caracteriza gestul lui Iohannis de a nu veni să vadă vă sinistrați în Galați? Ăsta a fost Iohannis timp de 10 ani. Nu înțeleg cum a funcționat propaganda de a putut să ne înșele privitor la modelul nemțesc, care trebuia să fie un om corect și un om care să sprijine dezvoltarea României. El s-a sprijinit doar pe el și și-a susținut excursiile extravagante. Care ar fi prima măsură pe care o luați când veți ajunge președinte? Reducerea taxării muncii, subvenționarea dobânzilor pentru cei care produc în România, o bancă agricolă, irigații și o reorganizare administrativă, pentru că avem mult prea mulți primari și mult prea mulți parlamentari. Un mesaj pentru Băcăuan și pentru români, pe final. Sunt în mijlocul vostru în fiecare localitate, așa o să fiu și de acum înainte. E nevoie de oameni cu inimă la conducere. Tăierea ajutoarelor sociale. Sigur că da, pentru